Plictis la mare, mon cher. Plictis la mare. Misterele Parisului, câte au ieșit, pe toate le-am citit. Nu mai pot să stau în casă, nu mai pot, trebuie să știu ce se întâmplă afară. Așa că mă demachez, mă dau cu țepete și plec. Să știți că și mie mi-este dor de Caragiale, mi-e dor să văd o piesă jucată de scena Teatrului Național sau chiar așa. N-am fost de mult la teatru, așa că nu o să mă fasolesc acum. Toate femeile culte din această țară se plâng că nu au acces la teatru. By the way, aveți acces la teatru online, intrați pe profilul lui Marius Manole. N-am nicio treabă cu Marius Manole. Nu că m-ar deranja, da. Așa, și o să vedeți acolo, omul își anunță când sunt piesele online pe care le joacă alături de colegii lui. Data trecută la Oscar și Tantiroz am fost 6.000 de oameni plătitori de bilet, ceea ce pentru mine este un semn extraordinar de bun. Arta trebuie susținută, da? Arta nu crește din copaci, da? Arta trebuie finanțată, trebuie să se facă mecenat pentru tot ce înseamnă artă. Da, și să mă întorc la Marius Manole. Nu știu de ce spune toată lumea despre Marius Manole, că este un bărbat urât. Eu nu-l găsesc ca fi deloc un bărbat urât, dar fine, acum gusturile nu se discută. Și astăzi, fetelor, ne demachem, ne curățăm fața și ne pregătim de ieșit afară cu masca pe față, cu tot ce trebuie. Și bineînțeles că în timp ce facem toate aceste lucruri, bârfim, pentru că ce alt sport național este mai bine primit și mai bine cotat decât bârfa la români. Dar nu numai, să știți că absolut peste tot în lumea asta, ca să nu vă simțiți proști sau proaste, că vai, uite, dragă, nemții nu bârfesc. Au, dragă, și francezii faliților, au și nemții faliților, de ce să n-aibă și românii faliților, deci avem, toți avem câte un pic de bârfitori. Bun, să procedem așadar, părul este deja prins, dar o să vă mai zic în secret, trebuia să mă spăl pe păr, dar n-am apucat. Așa, așa că am un motiv în plus. Am pe mine o chestie pe care am primit-o la un moment dat, la un moment, mi-a făcut exercițiile de dicție înainte de filmarea acestui minunat clip. Această chestiune, care nu știu, nu o să ai trebuia să o leg în față, am legat-o în față din motive organizaționale, organizatorice, de fapt, și organizaționale. Am primit-o din partea celor de la Bioderma, a fost la un moment dat un preschit foarte, foarte frumos, dar chestiunea asta trebuie să o spun că este făcută de Pauleta, este firma Pauleta care face niște chestii foarte drăguțe. Bun. Comment les filles? Qu'est-ce qu'on fait la première fois? Ce facem prima dată și prima dată? Luăm dischetele de marchiante, apropo. În cele mai bune dischete de machiante pe care am folosit, de când mă știu eu, dus natur. Inițial am crezut că alea de la Sephora, după aia le-am descoperit cele de la Marionneau, care și acelea sunt, acele ovale sunt super mișto, iar când am descoperit dus natur, am zis, sa, asta e. Sunt cele mai bune dischete de machiante. Sunt practic ca niște cârpițe mici, astfel încât puteți să le îmbibați foarte bine. De exemplu, dacă le folosiți cu apă, puteți să le stoarceți, să mai dați o dată, dacă aveți să dați într-un jos o mască. Așa, sunt excepțional. Bun, și ce o să facem prima dată? O să demachiem un peu. O să luăm întâi grăsimea de pe față, sebumul care s-a amestecat cu diverse alte lucruri. Eu am un ten greu de încadrat. Aș spune că este un ten uscat, deshidratat, dar care are niște ciudățenii vis-a-vis de sebum. Dacă aici am sebum să dau și la alții, dar e fix în acest triunghi. Așa, aici după aia fruntea se usucă, aici la fel avem uscat, e o amestecătură. O să folosesc această apă micelară de la Uriaj, cred că e din gama lor aia pentru tenul sensibil care se roșește. Eu nu pot să spun că Roselian, cred. Roselian? După mi-am dat jos ochelari și am intrat într-o șeață. O să vedem. Fragrance free, o micelar sans parfum, fragrance free, peau intolerant, piele intolerantă, dar nu zice din ce gamă e, ori nu știu eu să o găsesc. Bun. Ideea este că nu am fost foarte încântată de această apă micelar. Uite, am să folosesc și apa lor termală, care este a doua apă termală izotonică de pe piață, dacă vreți să înțelegeți care e treaba cu apa cu apa izotonică, de ce este mai bine să folosim apa izotonică, să găsiți la mine un articol pe blog foarte detaliat pe zona asta, scris de multă vreme. Și acum aplicăm puțin apă micelar Uriaj, o moștotolesc aici ca să se ducă peste tot
Eu nu am acum make-up pe față, n-am nimic, pentru că n-am nimic. Sunt din casă, ca să zic așa. Dau doar ce s-a adunat de dimineață până acum. Și pe gât. Mergeți până cu cealaltă față. Am întors. E destul de groasă, astfel încât chiar poți să vorbești despre cealaltă față, că n-au ajuns chestii de prin cealaltă parte. Așa. Și la fel o ștergem tot frumos gât și așa. Nu o să fac o curățare acum, să zicem, cu apă micelară așa mai avansată, pentru că vom folosi un gomaj. Acesta este cel mai fin și mai simpatic gomaj pe care îl știu. Este de la Jonzac. O termal Jonzac. Vă recomand să-l cumpărați de pe Via Naturalia, unde am și un cod de reducere, ca orice influencer care se respectă. Este BB Via 7, care va aduce 7 de reducere, chiar dacă produsul este redus deja. Asta n-ați mai auzit, nu? Ok. Și o să folosesc un pic din această... Mi-a zis cineva că sunt mai veselă în ultimele clipuri, păi am și eu ca om, știi? Eu de felul meu nu sunt o persoană foarte tristă, gata, am mixat un pic, nu sunt una de aia o eternă melancolică, plus că, da, îmi și aleg momentele să filmez atunci când chiar mă simt bine, când sunt relaxed. Am intrat niște facturi, am încăsat și eu niște facturi, așa. Copilul la vacanță. Așa. Bun. Poți să te duci cu sau jos. O să vă previn că o să mă duc la baie și o să mă spun și acolo nu vă iau. Nu vă iau cu mine în baie încă. Nu știu, mă simt confortabil să merg baie. Dar am zis că la un moment dat o să închiriez și eu, cum este moda și obiceiul, ca orice influencer care se respectă, să închiriez și eu o cameră undeva prin Booking sau așa, să iau undeva cu o baie de aia care să fie toată goală, pentru că eu așa îmi imaginez clipul, baia e toată goală și numai eu cu produsele, de ce? Ca să nu fie ca lumea să se uite, a, ia uite, a, uite mă că spală cu cif, a, are și soluția antimucegai, a, ia uite care acolo, nu știu ce sticlă, că omul, baia are diverse lucruri și mie mi se pare... Baia nu este un loc instagramabile, că dacă ai într-adevăr o baie foarte mare și îți organizezi undeva un colț, ceea ce la mine nu se poate pune problema, pentru că stau în cartier super central al Bucureștiului și stau într-un bloc mic. Și apropo de asta, dacă vă duceți în Paris, toate apartamentele din zona super centrală, cât de cât accesibile, adică care sunt undeva în jur de 1000-1000 și ceva de euro pe lună, sunt foarte mici, sunt 20-25 de metri pătrați, maxim 30 de metri pătrați. După ce ați sărit de această suprafață, deja e vorba de niște costuri foarte mari pe care nu poți să ți le permiți și de întreținere și de așa, încât nu e așa pentru omul de rând. De-aia pe mine mă amuză foarte tare faza din filmul ăla, serialul acela de pe Netflix, cu gagicuța Emily in Paris sau chelcășos, care se duce ea și vai găsește un chambre de bon care era dita mai apartamentul, frate. Nu e chambre de bon, 20 de metri pătrați cu o băiță. Aia e tot. N-ai mai mult. Niște aberați oricum, filmul ăla este un clișeu din clișeu, așa, lipit. Bun, îmi pun totuși puțin ochelarii. Deci vedeți că gomajul s-a făcut așa ca un fel de mască pe ten. Mă duc acum, îl spăl. Și vin înapoi și vin așa, crystal clear. M-am întors și am ten super, super curat în acest moment. Îmi adaug cu puțină apă termală. Pentru că acum imediat ce am curățat și scrabul, acel gomaj fin, l-am îndepărtat doar cu apă. Nu mai era nevoie să mai folosesc alte produse de curățare pentru că era deja mult prea mult. Așa. Știu că după ce îți faci gomaj, tentația mare este să vezi pe unde ai câte un coșuleț, îl mai nini. Poți să faci chestia asta dacă este, de exemplu, este genul acela de punct negru, bine definit, la care nu trebuie decât să faci țâc și a ieșit. Mai ales că acum după gomaj, pielea este un pic mai moale, așa, și poți să faci chestia asta undeva unde ți se formează punctele negre și poți să le faci o extracție ușoară, cu degetele curate, bineînțeles, și totul în regulă. Dar nu să începi să tragi de acele... coșuri de care nu trebuie să tragem, știi? Adică alea care sunt inflamate. Dar dacă e un simplu punct alb sau un punct negru sau chiar și un coș care a făcut cap, cum zicem noi, poți să faci ușor jap și apoi după aia deasupra dai cu ceva o loțiune tonică, chelcășos, ca să echilibrezi acolo locul.
Aici am un facial mist care se transformă în gel pe ten de la The Body Shop. Am să pun pe ochi pentru că nu vreau să-mi vină pe ochi. Mamă, ce se asortează cu ținuta, nu? Foarte tare! Așa, este din gama parcă Youth Drops, something like this, și se transformă într-un ușor gel. Are o textură de gel. Este ca un fel de tonic, pre-serum, o chestie așa, unul din pașii de îngrijire pentru ten. Înainte de a aplica ser, cremă de ochi și așa mai departe, ce mai vreți voi să aplicați. Bun. Imediat după asta o să vin cu crema de ochi și am o cremă de la Paula's Choice, pe care am primit-o din partea lor recent și din ziua în care am și primit-o am și început să o folosesc pentru că îmi place foarte mult. Prefer să o folosesc în special seara. Dimineața folosesc altă cremă, ori de la... Aveam ceva de la Gerovital, sau mai folosesc, alternez. Dimineața mai folosesc una de la Skin Systems Marionau, marca proprie Marionau. Alternez, ca să zic așa. Așa mai am, de exemplu, și crema de ochi din gama cu retinol de la Gerovital. Și pe aceea o folosesc așa, nu știu, când mi-aduc aminte. Și bineînțeles că am terminat recent și ce-am mai avut mostre cu cremă de ochi din gama L'Orchidée Imperial, Black Edition. Da, cu aceeași cremă am venit și m-am dat și pe buze, dar întâi dăm ochii și după aia am buzele. Că nu cu ochii de pe ochii de... gura de pe buze nu se duce pe ochi. Bun. Între timp s-a așezat bine și această loțiune, ser, whatever. Și putem să venim cu un ser. Uite... mi s-a părut interesant acest nou ser de la L'Occitane. Așa, voilà. Este serul acela cu bubulițe așa prin el. Îi zice Reset Now. Am avut și niște mostre când a apărut atunci. A fost foarte drăguț o fată dintr-un magazin L'Occitane și mi-a dat niște mostre. După aia când au apărut aceste seturi, poc, așa, nu au apărut aceste seturi, cu miniaturi, unele chiar la prețuri foarte bine reducere, mi-am luat, am zis, hai să mai am. Să văd dacă mă convinge gen să-l cumpăr full size, nu știu, mai vedem. Oricum, toate produsele de la L'Occitane, ăsta cred că mi-a plăcut cel mai mult, mă refer de skin care, pentru că ei pe partea de parfumuri și creme de corp și clozete de corp îi ador, dar pe parte de skincare nu prea mă înțeleg. Acum, de exemplu, am niște loțiuni din gama cu Immortelle, gama aceea galbenă, cred că îi zice Divin sau așa, care nu ne... Și mi-e atât de ciudă și vreau și eu să... Da, să-mi plac. Bun, iar acum pe final, nu știu dacă o să ies din casă sau cum o să... Ba, sigur o să ies din casă. Eu oricum, de acum stau mai mult pe aici, pe la geam și știu că vin razele și așa mai departe. Dar oricum am nevoie de ceva protecție care este și pentru lumina albastră. Iar produsele din gama... astea cum se cheamă? Gerovital Derma Plus. Așa, oferă și protecție pentru lumina albastră. Iar cu ocazia asta vreau să vă spun că nu știu, am auzit la cineva și mi s-a părut super comic. Da, cineva făcea un story pentru Uriaș, apropo, nu știu ce se întâmplă cu Uriaș, dar Uriaș are în prima vreme niște influencer de doare capul. Adică oameni care nu prea au legătură cu zona de skincare și săracii se trezesc probabil cu pachetele, cu contractele făcute și hai să ziceți, ziceți! Cum s-a trezit Elinca Vandici. Așa. Și una dintre ele zicea că ai de mine că nu știu ce produs de la Uriaș este singurul care are... o protecție, singurul de pe piață care are protecție contra lumina albastră. Să fii tu sănătoasă! Sunt 11.000 de produse pe piață care te protejează de lumina albastră. Nu este numai... găsești și la Jonza, găsești și la Bioderma, găsești. Și în general astea care sunt cu filtru mineral de bună calitate sunt foarte ok și pentru lumina albastră. Adică nu sunt numai pentru... numai pentru UVA și UVB. Adică sunt și pentru așa. Să mai dăm și pe aici, că aici, uite, simt că nu se așa aici. De obicei mă ard. Mă prinde soarele foarte repede. Acum nu mă ard, dar mă ridez. Da, iar crema asta îmi place că, deși este
este consistentă, așa, nu este grasă într-un sens prost. Încă nu este grasă unsuroasă. Și ne mai dăm și cu asta, pentru că nu, o să fiu poate descheiată la hanorac și așa când ies cu Max afară, știi? N-aș vrea să... urechile să nu uităm și pe ele, mâine să mai dau odată când ies afară. Și asta a fost așa o rutină de îngrijire basic, adică nimic fantastic, nimic nu știu ce. Max te poate și mă doarme. Faci nani? Nu să vi-l arăt un pic, mă, dacă am ce să-l prind. Ia uitați-l. A fost uns. Da, asta este Max. Maxi Pixie. Bun, asta a fost rutina de îngrijire pentru ten și aș vrea să o, pentru o zi normală, și aș vrea să mai adaug niște lucruri. Tarara, pam, pam. 1. Nu vă speriați de foarte multe produse pe care să le aplicați pe ten. Dacă le aplicați în cantități mici și cu puțină pauză și fără grabă, totul este în regulă. Ideea este să nu am văzut oameni care apasă pe pompițe și așa și scot 7000 de tone de produs. Totodată. Întotdeauna pregătiți produsul în palmă, niciodată nu luați decât, da, dacă este cum a fost acest produs care este un facial mist, hai să vi-l arăt și mai aproape, că cred că atunci când l-am folosit n-am, dacă reușim să focalizăm, n-ați reușit să vedeți foarte bine ambalajul, da, deci nu... Acesta, ok, este un facial mist, asta este, o apa termală, da, apa termală la fel, am aplicat-o pe ten. Dar în rest nu are sens, celelalte produse trebuie un pic pregătite în mână, orice înseamnă, cremă, ser, și așa mai departe. Oricum, contactul cu mâna este foarte, foarte important pentru ten. Odată că pielea este un tot unitar, da, este un organ, un organ intern, cel mai mare organ al corpului uman. Fața și mâinile s-ar părea că sunt foarte legate între ele, așa, au niște conexiuni neuronale care fac, adică e o legătură între față și mâini. Ați observat, atunci când suntem supărați, vai, punem mâinile la ochi și plângem, atunci când suntem... S-a uit un zgomot ciudat. Când suntem uimiți, facem vai și punem mâinile aici. Când râdem, când strănutăm, punem mâna la gură, da? Deci există o legătură între mâini și față. Și atunci este foarte important ca să creăm o prietenie între ele, știi, în continuare. Nu o neplăcere. Adică de asta produsele cosmetice nu se iau așa flioșc, flioșc și le trântim pe față. Da, cum mai văd eu pe la multe, niciodată cu un ser de pompiță, de nu știu ce, nu se face. Doamne, am văzut pe unele fete vin și fac așa cu pipetă, pun direct pe față sau chiar și șterg cu... Hai de cap. Deci e ceva, în primul rând, că arată penibil pentru o femeie să facă așa și pentru bărbat ar fi, dar nu este absolut deloc util, nu-ți folosește la nimic produsul, vine hodronca tronca acolo și acolo unde e mai mult, acolo poate să și irite, să zicem așa. Deci nu se face așa, nu vii și când le văd cu... Că sunt și filmulețe de astea pe Instagram sau chiar pe TikTok, deși eu pe TikTok chiar nu mă uit. Cred că de când a apărut TikTok-ul, cred că m-am uitat de 5 sau 6 ori, dar cu fiul meu, ca să înțeleg și eu care e treaba, așa. Și vin cu pipetele alea și pipetează așa pe față. Nu se face niciun caz. Produsele de tratament se aplică strict unde aveți problema care trebuie tratată. Apropo, cred că ați văzut în comentariu la clipul trecut cineva care îmi scria, o fetiță de 15 ani, o domnișoară de 15 ani, că a folosit nu știu ce cremă pentru că o verișoară de-a ei, și asta nu e prima situație pe care o întâlnesc. Mi-a mai scris cineva acum 2 săptămâni cu altă cremă, tot de asta medicală, că a auzit la un influencer că e foarte bună și a aplicat-o și ea. Și am zis, terminați cu... Adică, opriți-vă în a primi sfaturi de la cine nu este cazul. Singurele persoane în măsură să vă consilieze sunt medici dermatologi, un medic de familie la care te duci și apelezi când ai o problemă a pielii, o problemă dermatologică. Niciun caz că a zis nu știu cu tare sau așa. Nu mai spun de această Cristina I, care, fetelor, fata asta n-a terminat nici măcar o facultate și voi o ascultați pe ea să înghițiți ce pastile ia ea sau ce asta. N-am nimic cu ea, e o fată frumoasă,
E foarte activ în online, este fotomodel, arată foarte bine în poze, face de-astea shooting-uri de modă, nu știu ce, ok, dar hai să ne vedem fiecare de banca lui. Nu are, ea, Fabia, n-are nicio treabă cu skincare-ul. Degeaba e prietenă cu Diana Angel, că n-are nicio treabă cu ea. Bine, că și are altă skincare guru neconfirmată a lumii noastre, da? Așa că mergeți către surse mult mai documentate. Uitați-vă că sunt o grămadă de medici dermatologi care au canale de YouTube, conturi de Instagram. Nici medicul dermatolog nu este, vai de mine, adevărul absolut. Da, te uiți la unul, te uiți la altul și vezi, tragi tu niște concluzii și în final ajungi și tu la un medic și poți vorbi cu el și poți combina toate aceste informații să vezi dacă este ok. Pentru că așa am mai auzit și de medici dermatologi care dau efectiv tratamente după ureche, din păcate influențați din rațiuni comerciale și impun pacienților, trebuie să folosești neapărat protocolul cu tare, cu produsul cu tare și produsul cu tare, dar omul poate să spună, eu nu vreau să folosesc La Roche-Posay sau Vichy sau așa, vreau să folosesc altceva. Mie, de exemplu, recomandarea asta așa la infinita produselor Vichy nu mi se pare ok, pentru că Vichy nu este taman un produs dermatologic în adevăratul sens al cuvântului. La Roche-Posay mai degrabă, dar Vichy nu. Vichy este un brand de farmacie dermatocosmetic, dar mai pentru publicul larg. Nu e genul acela de produs cu adevărată gamă de pentru ten sensibil. Da, uite, Bioderma și Bioderma are o grămadă de produse în regulă. Sunt o grămadă de mărci acum pe piață, Jonzac, Ivaterm, SVR, multe, sunt foarte multe și mie mi se pare normal ca un doctor dermatolog să dea omului mai multe opțiuni pe același tip de activ, de ingredient activ. Să zicem că tu ai nu știu ce problemă și trebuie neapărat să dea ceva cu acest salicilic sau nu știu. Și el poate să spună, păi uite, ai acest salicilic în crema asta, 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 să-ți dea mai multe, nu, Efaclar de la La Roche-Posay. Păi nu, dai omului niște opțiuni, poate are niște preferințe, da, și așa mai departe. Bun, asta a fost clipul meu despre skincare, nu va fi singurul, menom, și cam asta. Lăsați-mi în comentarii părerile voastre, criticile voastre, observațiile voastre și tot ce considerați voi. Tot ce este scris cu bun simț și coerent și susținut este extrem de bine primit.